George Simion este vizat într-un dosar penal legat de falsificarea câtorva mii de liste de semnături pentru alegerile europarlamentare. Acesta s-a prezentat la parchetul general fără a fi însă citat. Simion a cerut să fie primit de procurorul general Alex Florența și a amenințat că face greva foamei până ce va fi audiat. Cu toate acestea, circul a mers mai departe și Simion a cerut să fie consultat de un echipaj medical, totul în timp ce transmitea live pe rețelele sociale. Acest procuror nu pare să fie serios atâta timp cât ne-a ridicat colegii. Am venit împreună cu colegii mei care au rămas fără telefoane, fără laptopuri, cu 3 zile înainte de alegeri, spunând că e o urgență. Percheziția informatică în cazul lor nu s-a făcut nici acum. Cer o audiență la procurorul șef, la domnul Florența. Cer ca procurorul de caz, dacă consideră că trebuie să fie audiat și miercuri m-a prezentat înainte de alegeri, miercuri înainte de alegeri m-a prezentat ca fiind un infractor. Cer să mă audieze și vreau să fac un denunț cu privire la anumite semnături. Să se aplice legea în cazul tuturor partidelor. Eu poate am greșit, că am fost sincer, dar disperarea e maximă aici, la procuratură. Acest procuror a spus că a fost transferat la Procuratura Generală pentru un caz special, pentru un proiect special. L-ați ajutat pe Silvestru Șoșoacă să adune semnături? Să adune, da, să falsifice. Nu, am ajutat mai mulți candidați independenți și mai multe partide. Am îndemnat lumea să voteze ca să poată candida oricine. Nu am încurajat niciodată la falsificări de acte sau de semnături. Dar toți competitorii electorali sunt unele semnături care nu-s conforme. O funcționară de la registratură i-a propus lui George Simion să îi înregistreze cererea sau denunțul, însă Simion, îndemnat doar de scandal, a refuzat. După câteva ore la parchetul general s-a prezentat și procurorul Marius Iacob, care l-a primit în audiență pe George Simion. Bună ziua, domnul Simion. Sănătate. Sunt procurorul Marius Iacob, am fost desemnat de către domnul procuror general. Am înțeles că doriți o audiență. Dacă doriți să fiți primit în audiență... Da, dar nu înțeleg de ce a trebuit să recurgem la toate aceste gesturi. Nu știu să spun, eu v-am zis ce... Mulțumesc. Când ne poate primi sau ne puteți primi? Eu să vă primesc în audiență. E în regulă. Deci, mulțumesc, apreciem în sfârșit o deschidere. În 10 minute venim la dumneavoastră, domnule Iacob. După discuția cu procurorul George Simion, a decis să continue circul care îl caracterizează și să-și continue așa zisul protest. Eu rămân în greva foamei aici până primesc un răspuns din partea domnului Florența, pentru că am transmis niște lucruri foarte grave. Dacă sunt un infractor, atunci... De ce nu m-au audiat? Dacă sunt un infractor, nu trebuie să am și o prezumție de nevinovăție? Cu 3 zile înainte de ziua alegerilor să fac așa ceva și să trimită jandarmi violenți peste noi? Asta le-am cerut. Dați-mi o zi când sunt audiat, ca să nu fiu luat de pe stradă, efectiv. Ziceați că depuneți niște denunțuri, la ce v-ați referit? Ați apucat să... Vrem să depunem denunțuri pentru că toate partidele politice și toți independenții au folosit semnături falsificate într-un fel sau altul. Aveți dovezi? Da, avem dovezi. De exemplu, în comuna Garoafa, județul Vrancea, primarul în funcție are pe listele de susținători persoane decedate. De un an de zile, de 2 ani de zile, pe ei nu-i mai caută nimeni. Și voiam să pun la dispoziția procurorilor, de asta sunt de la ora 12 aici, voiam să pun aceste dovezi.